Unde e iarna, se întreabă românii, temperaturile vor fi mai degrabă de primăvară în zilele următoare și chiar acum avem temperaturi foarte mari în București. Pare mai degrabă o vreme de luna aprilie decât una de început de februarie. Nu ar fi o problemă atât de mare dacă nu ne-am confruntat și cu secetă, spun specialiștii. După o toamnă călduroasă și fără precipitații, a venit o iarnă care până acum a asemănat mai degrabă cu o primăvară, tot fără precipitații. Agricultorii spun că recoltele sunt compromise din această cauză și discutăm despre ce se întâmplă cu vremea, spre ce ne îndreptăm, cum va evolua ea, dacă mai vine sau nu iarna, cu invitații mei, doamna Roxana Bujariu, climatolog în cadrul ANM, și domnul Daniel Alexandru, directorul Direcției de Agrometeorologie, tot din cadrul ANM. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de mine. Doamnă, e deja o schimbare. Au mai fost într-adevăr ierni atât de calde, dar e ceva deja cu care e ceva la care nu ne-am fi așteptat. Sunt 18 grade prognozate pentru luna februarie? Da, e adevărat. E adevărat însă că în 2016, dar la mijlocul lunii, nu la început, da, am avut temperaturi de 26 de grade, de 25 de grade în multe stații din sud-estul României. Și trebuie să ne amintim că definiția zilei de vară e temperatura maximă să fie mai mare de 25 de grade. Deci, practic, am avut o zi de vară la 16 februarie 2016. Însă, acum am avut perioade foarte mari, cu temperaturi mai mari decât ar fi fost normal, cu mult mai mari, perioade care, cum spuneați, au venit și cu acest deficit de precipitații. Luna ianuarie e a treia lună cea mai secetoasă, începând din 1961, din rândul lunilor ianuarie în arhivele noastre climatologice. E clar că vorbim de situații care se repetă, dar se repetă exact pe segmentul acesta. Temperaturi mai mari, probleme cu precipitațiile, dar și problemele cu precipitațiile sunt de două feluri. Paradoxal, avem și perioade mari cu deficit, dar avem și o creștere a intensității precipitațiilor. Da. Când plouă sau când ninge, ai cantități mult mai mari, localizate, decât cele cu care eram obișnuiți acum câteva decenii. Da, cumva ca să recupereze, parcă natura ar încerca să recupereze o ploaie din aceea atât de puternică, urmată de inundații, bineînțeles, încercând să recupereze ceva ce s-ar fi întâmplat pe o perioadă mai îndelungată. Plouă cât pentru o lună. Da, numai că nu recuperează, pentru că atunci când ai intensitate mare a ploii, ai o scurgere pe suprafață foarte mare. Scurgerea asta îți ia și o parte din solul acela foarte bun pentru culturile agricole, deci ai numai probleme. Mult mai bine e să ai strat de zăpadă care se topește în cer și îți încarcă eficient solul, în așa fel încât în primăvară să ai o dezvoltare armonioasă. Ce se întâmplă cu această iarnă? Care sunt datele pe care le aveți până acum și ce reacție au agricultorii? Ce vă întreabă? Da. Noi suntem în permanență legătură cu fermierii și cu factorii de decizie din domeniul agriculturii. Într-adevăr, anul acesta agricol, că vorbim din toamna anului trecut, a început cu foarte multe probleme pentru fermieri și anume a fost un deficit de precipitații care a început de fapt din luna iulie. După o perioadă, așa cum a precizat și doamna Bojariu, de cantități de precipitații foarte mari de anul trecut, mă refer la lunile mai și iunie, când s-au acumulat chiar 300 de litri pe metru pătrat în cea mai mare parte a țării într-o lună, și de la jumătatea lunii iulie până aproape de începutul lunii noiembrie, practic au fost deficit de precipitații, precipitațiile situându-se mult sub 10-25 de litri pe metru pătrat, vorbind de o perioadă de aproximativ 3-4 luni de zile, lucru care a îngreunat atât pregătirea terenului pentru culturile de toamnă, toamna trecută, precum și pentru însămânțat. S-au semănat mai târziu, solul nu a permis acest lucru, pentru că fiind foarte uscat, nu a permis intrarea cu utilajele în câmp. La fel, acolo există suprafețe unde s-au semănat și grâul nu a putut răsări, orzul și celelalte care s-au semănat în perioada din toamnă. Și acolo unde a răsărit pe anumite suprafețe există goluri în cultură așa numită, pentru că a avut o răsărire neuniformă din cauza lipsei de apă. Dar pe parcursul lunii noiembrie au fost ceva precipitații care practic au revigorat puțin pe plantele care au fost semănate în toamna trecută. Într-adevăr, am traversat până în momentul ăsta, că putem spune că aproape ne aflăm spre sfârșitul iernii, două luni de iarnă în care nu am avut precipitații, dar am avut temperaturi foarte ridicate. Paradox,
Sal, seceta în acest moment nu este o problemă pentru agricultură, mă refer pe perioada iernii. Uh-huh. Pentru că pe perioada iernii plantele nu vegetează, practic au un sistem foarte redus de funcționare în cadrul relației lor față de sol și față de substanțe nutritive și față de creștere și dezvoltare. Ele practic sunt într-o perioadă de latență și își reiau vegetația în luna martie, luna viitoare. Deci practic în acest moment seceta n-ar trebui să pună probleme ca și îngrijorare, ci eventuala ieșire din iarnă la începutul lui martie fără o rezervă de umiditate în sol. Sperăm ca pe parcursul lunii februarie într-adevăr să se aducă un aport cât de cât consistent pentru culturile aflate acum în câmp. Problema principală care ar fi pe parcursul acestei ierni ar fi aceste temperaturi foarte ridicate. Aceste temperaturi foarte ridicate care au atins, de exemplu, 15-20 de grade inclusiv în luna decembrie, numai acum vorbim de începutul lunii februarie, sunt practic un vector foarte important de inducere pentru boli și dăunători în culturi, pentru culturile aflate în câmp. Practic obligă agricultorii să facă, să aibă intervenții și practic să facă niște investiții în ceea ce privește combaterea bolilor și dăunătorilor, care se reactivează pe parcursul unor astfel de temperaturi ridicate și care pot pune în pericol plantele care în acest moment sunt într-o stare, așa cum am precizat, de latență, de repaus, care ulterior se va revedea în primăvară dacă aceste atacuri și de boli și dăunători care pot apărea pe fondul unor temperaturi foarte ridicate, pot spune, pe parcursul acestei ierni, la începutul primăverii. Vom vedea dacă în urma lunii februarie vom avea totuși un aport de precipitații care să le facă cât de cât parțial umiditatea din sol, pentru că în prezent, așa cum este, cum s-a intrat în iarnă la începutul lunii decembrie, avem un deficit în special pe zona Bărăganului, Dobrogei, Moldovei, mai puțin în Oltenia, pentru că în Oltenia totuși a fost puțin favorizată de ceva precipitații pe parcursul lunii noiembrie și pe vestul țării, și ca un fapt de noutate, ca să spunem așa, în general, când vorbim de fenomenul de secetă în România, în agricultură, se referă în general pe parcursul anotimpului de primăvară, vară și toamnă. Dar ca un fapt nou vreau să precizez faptul că pe parcursul acestei ne avem secetă și în Transilvania. Un lucru foarte rar, chiar extrem de rar întâlnit pe parcursul observațiilor pe care le facem noi, deci, în ultimii 20 de ani. Deci cam toată țara. Da. Asta ar fi diferența, că erau câteva zone, într-adevăr, în Bărăgan, despre care noi am vorbit de-a lungul timpului, se vorbea de acea așa numită deșertificare. Poate un termen exagerat, dar suna bine, probabil așa alarmistic. E real, însă putem să vorbim despre o deșertificare dacă punem cap la cap informațiile din ultimii ani, că vedem... Da, climatologic vorbind, e vorba de o tendință spre aridizare. Uh-huh. Acum, deșertificarea presupune și alți factori în afară de factorul climatic. Uh-huh. E vorba și de tipul de sol, felul cum local se gestionează culturile acolo, în așa fel încât să rețină apa, uh-huh, felul în care păstrezi pădurile, păstrezi cordoanele de arbori, în așa fel încât iarăși să aibă un microclimat în care ciclul local al apei să aducă totuși resursa de apă în anumite limite. Deci, deșertificare înseamnă mai mult decât factorul climatic. Uh-huh. Aici e important, uh-huh, de reținut. Iar în sudul Olteniei avem solul, un dat natural, un sol nisipos, dar s-au adăugat și acțiuni ale omului, pentru că acolo s-au făcut desecări înainte de 89, desecări masive, pentru a reda agriculturii pământul, așa era sloganul, și din păcate acele zone de luncă, de zonă umedă, că apropo azi e ziua zonelor umede, acele zone umede erau foarte importante pentru a reține o parte din apă de umiditate în sol atunci când urmau perioadele de după revărsării naturale, și în felul ăsta era o soluție bazată pe natură și aveai chiar cu solul acela nisipos, uh-huh, la care se adăugau irigațiile, la care se adăugau perdelele de arbori ce foloseau efectul lor pentru a combate eroziunea solului. Toate aceste lucruri țineau în frâu acest proces de deșertificare. Dar aridizarea, care e un, până la urmă, factor climatic și de scărămare, pentru că avem tendință, de, mai ales în lunile de vară, de a avea precipitații mai reduse ca lună, ca medie,
În același timp, intensitatea crescută a precipitațiilor care nu încarcă bine solul atunci când plouă, toate acestea suprapuse peste datul natural cu sol nisipos, suprapuse peste faptul că acolo ai și vânturi care îți vin dinspre vest și sunt foarte sărace în umiditate. Toate aceste lucruri locale și globale, plus acțiunea nefericită a omului, au dus la această tendință de deșertificare. Însă, încă o dată, putem lupta cu aceste tendințe, pentru că nu e vorba numai de factorul climatic, și acțiunea omului, felul în care folosește resursele naturale, felul în care folosește acele tipuri de culturi agricole. Aici trebuie să înțeleagă și omul. Exact. Ceea ce e mai complicat. Dar dacă trebuie să ne uităm pe datele pe care le aveți dumneavoastră, pe modul în care vor evolua temperaturile în următoarele săptămâni, mai vine iarna? Toată lumea cred că vă întreabă acum dumneavoastră. Da, adică tot din punct de vedere climatic o să vorbesc acum, nu ca un prognozist. Nu sunt excluse episoade de iarnă cu condiții chiar severe, pentru că ele pot să puncteze aceste intervale mari cu temperaturi ridicate, s-a mai întâmplat. Am avut episod de viscol în a doua parte a lunii aprilie, acum câțiva ani. Am avut și în martie o cădere de zăpadă imensă. Deci nu trebuie să excludem, chiar dacă acum nu avem nimic concret care să ne spună că să ne așteptăm la un episod sever în afara episodului de răcire. Din săptămâna ce vine. Deci asta putem să spunem, că săptămâna viitoare se răcește. În a doua parte, clar vom avea, primele două zile vor fi iarăși foarte calde, iar apoi treptat întreaga țară va fi cuprinsă de precipitații și scăderi de temperatură. Asta înseamnă că e un tablou de iarnă sau e mai degrabă o răcire firească a vremii? Firească, dar suntem în februarie, deci un tablou, să-i spunem, normal de iarnă, să vedem cât va ține, că aici e problema. Cât o să țină, dacă o să țină într-adevăr în mod normal mai mult până la sfârșitul lunii februarie sau dacă va fi un episod care va trece repede, cum au mai fost. Deci, va trebui să vedem ce se întâmplă zilele care urmează, pentru că dinamica atmosferei este foarte mare și avem trecere foarte rapidă a tipurilor de circulație peste continent, cu modificări iarăși destul de impresionante. Putem să vorbim de zăpadă sau de ploi săptămâna viitoare? Vor fi de toate. Vor fi nisori, mai ales la munte, dar se pare că în partea a doua săptămânii și în zone din Transilvania și chiar Moldova, fulgi vom vedea și prin București, dar probabil va fi mai mult la Poviță. Și cam acesta va fi aspectul, dar va trebui, cu cât ne apropiem, să actualizăm informația, toți să ne uităm, să vedem, pentru că întotdeauna vom vedea mult mai clar cu o zi înainte și mai ales să fim atenți inclusiv la acele atenționări și avertizări cu anticipare imediată, nowcasting-urile, pentru că fenomene extreme nu pot fi estimate cu mult timp înainte și ele, aceste nowcasting-uri, ne dau informația mult mai bine localizată și mai bună ca intensitate. Mai e un aspect aici foarte discutat în aceste zile, nu de specialiști, de oameni obișnuiți, care văd și ce se întâmplă în România cu toate aceste cazuri de gripă, văd ce se întâmplă la nivel mondial, coronavirusul, și există această credință că, domnule, din cauza temperaturilor foarte ridicate de asta, că nu mai avem iarnă, nu vine gerul să omoare bacteriile, din cauza asta avem atât de multe cazuri de îmbolnăviri. E ceva adevăr în povestea asta sau e doar așa o credință populară, e un mit? Da, și una și alta aș spune. Există o legătură clară între condițiile de temperatură și de umiditate și declanșarea unor epidemii. Nu degeaba aceste epidemii sunt sezoniere și ele apar în general în sezonul rece, dar există și alți factori neclimatici, clar, iar într-o lume globalizată, cum este lumea în care trăim, mobilitatea umană e un factor extraordinar de important în transmiterea acestor agenți patogeni. Și aici, interesant, avem o sezonalitate, pentru că am avut sărbătorile de iarnă în lumea
vestic, avem sărbătorile de iarnă, începutul de an nou chinezesc. Deci, din păcate, și aceste sărbători care au adus împreună mulțimi de oameni și au facilitat această transmisie, au putut să aibă un efect. Și mai e o discuție pandemiei. O discuție pe care o auzim tot așa, neapărat într-un mediu academic. Faptul că se dezgheață acei ghețari de la Polul Nord. Că acolo, din zona aceea, ar putea să apară și alți microbi, virus pe care îi credeam, niște boli pe care le credeam eradicate de sute, de mii de ani și să reapară, să fie reactivate din cauza topirii ghețarilor și din cauza creșterii temperaturilor. E adevărat? Da, e foarte adevărat. De fapt, s-au și găsit virusuri necunoscute în gheața din Tibet, un ghețar din Tibet, au fost luate probe și, bineînțeles, cu precauțiunile necesare, în așa fel încât să nu contaminăm noi acea probă, s-a ajuns în miezul gheții și de acolo au fost recoltate aceste microorganisme, din păcate necunoscute total, și vă dați seama ce înseamnă acest lucru. De mii de biohazard, nu știu, un biohazard extraordinar de mare, pentru că noi nu avem aparatul imunitar pregătit pentru astfel de atacuri patogene de mii de ani, poate și zeci de mii de ani ținuți acolo înghețat. Deci e foarte adevărat și e încă un factor care se adaugă acestui complex cu care vine încălzirea globală peste noi. Bun, în cazul în care avem această încălzire pe care nu o putem nega, nu o putem ignora, poate să aducă ea și vreun avantaj pentru agricultura din România? Adică să ne adaptăm. Da, domnule, uite, ok, avem temperaturi foarte ridicate, hai să introducem alte tipuri de culturi. E cazul sau nu? Nu știu neapărat dacă trebuie să schimbăm alte tipuri de culturi, ci mai degrabă să schimbăm structura culturilor. Adică timpul sau perioada în care acestea se seamănă, în mod normal, să se utilizeze soiuri și hibrizi care au o perioadă mai scurtă de vegetație. Mă refer îndeosebi la culturile de toamnă, dar și la cele de primăvară. Cele de primăvară să poată fi semănate puțin mai devreme decât perioada optimă, care e considerată, să spunem, de la jumătatea lunii, de fapt la începutul lunii martie până la jumătatea lunii aprilie. Vorbim aici de culturii din prima urgență, mazăre, borceag, lucernă și ulterior floarea soarelui porumb, care să poată să fie semănate puțin mai devreme. Odată ce această perioadă de temperatură este foarte ridicată încă din perioada din luna februarie, să poată fi semănate mai devreme, ca ele să-și desfășoare activitatea cu un punct terminus mult înainte de apariția averii, atunci când apar într-adevăr coroborate temperaturile foarte ridicate cu lipsa de precipitații și cu o perioadă mai scurtă, pentru ca acestea practic să nu atingă acel maxim al secetei care se înregistrează în special vara. La fel și pentru perioada de toamnă, să se împingă cumva, în ghilimele, perioada optimă, care e considerată la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie până în octombrie, să se împingă puțin spre luna noiembrie, pentru că, așa după cum observați, inclusiv în noiembrie și chiar până la jumătatea lunii decembrie avem temperaturi de toamnă, care pot permite, în cazul unei semănat mai târziu, pot permite semințelor care sunt semănate să acumuleze suma de grade necesare în sol ca să poată să germineze și să răsară, să apară primele faze înainte de intrarea în iarnă. Paradoxal, plantele în această toamnă nici nu au avut nevoie de perioada de călire, așa numita perioadă în care ele încep să piardă lichidul care se află în ele pentru a vernaliza, pentru a intra într-o perioadă de repaus pe parcursul iernii, care le pregătește pentru rezistența pe parcursul iernii. Rezistența lor, din punct de vedere al temperaturilor minime, sunt undeva la minus 8, minus 10, minus 15 grade în funcție de cultura semănată în toamnă. Aceste temperaturi, practic, nu prea s-au atins. Au fost foarte puține zile, mă refer la zona extracarpatică, nu vorbim de zona de deluroasă sau de munte, vorbim de zonele care sunt, într-adevăr, utilizate pentru culturile de toamnă, în zona extracarpatică, și temperaturi de minus, deci mai scăzute de minus 10, s-au atins extrem de rar, într-o zi sau două, în câteva puncte locale. Practic, plantele nu au fost afectate de, să spunem, gerul de peste iarnă, care încă nu a apărut. Sunt două luni și
Și nu a apărut. Ger. Dar există și reversul medaliei. Pe parcursul acestor temperaturi foarte ridicate, ele practic încep să vegeteze din nou, să-și reia o serie de procese pe care ele practic le-au redus la minim, știind că se află în perioada de iarnă, și reluând procesul, practic pot ca mugurii și celelalte componente ale aparatului foliar să-și rea vegetația și în eventualitatea apariției unui ger care să scadă temperaturile sub minus 10 grade Celsius, să spunem minim 3, 4, 5 zile, nu numai o zi sau ceva de genul acesta, atunci ele vor fi afectate foarte puternic. Asta în lipsa unui strat de zăpadă. Dacă vom avea un 5-6 cm strat de zăpadă care să acopere vârfurile de vegetație, o astfel de temperatură de minus 10, minus 15 nu le va afecta. Dar dacă ele vor rămâne expuse în situația apariției unui astfel de temperaturi, practic vor suferi niște efecte negative pe parcursul, să spunem, acestui final de iarnă. Da, sau copaci, pe parcursul sunt primăverii. Muguriți, da. Da, dacă mugurezi, la fel, pomii sunt cei mai predispuși, pomii și vița de vie la acest fenomen. Mai avem un alt fel de fenomen la care sunt supuse plantele în această perioadă. Este o diferență foarte mare de temperatură nocturnă cu cea diurnă. Da. Avem, practic, zilele acestea nu, ultimele două zile, dar în zilele anterioare, de pe parcursul săptămânii, am avut temperaturi minime minus 2, minus 5, minus 6 grade Celsius pe timp de noapte și temperaturi de plus 6, 7, 8 grade pe parcursul zilei. E o amplitudine foarte mare de 15-20 de grade câteodată pe parcursul unei zile, 24 de ore, lucru care generează niște fenomene în sol. Pentru că vorbim în permanență de sol, solul este cel care găzduiește și pune la dispoziția plantei absolut tot ceea ce trebuie, începând cu apă și substanțe nutritive. Ok, revenim după publicitate, revenim la discuția noastră și continuăm așa. Din datele pe care le-au oferit chiar cei de la ANM, săptămâna viitoare vom avea parte, cel puțin la început, de temperaturi foarte ridicate, după care temperaturile vor scădea, vom avea parte cel puțin aici, în zona noastră, de precipitații mixte, dar nu neapărat de un strat de zăpadă, ceea ce multă lume și-ar dori. E posibil să ningă la munte, să ningă pe bune la munte și să avem așa o vreme mai asemănătoare cu ceea ce ar trebui să fie iarna, dar nici chiar așa un tablou de iarnă nu va fi. Da, pentru că nu știm durata, nu ne așteptăm să avem o durată foarte mare. Vom vedea ce se întâmplă cu cât ne apropiem de evenimentul prognozat, cu atât va fi mai clar ce urmează. Vă spuneam că și tipurile de circulații se modifică foarte rapid în emisfera nordică, nu numai în emisfera nordică. Ați văzut că și în Australia au reînceput incendiile. Da, da, da. Canberra, capitala Australiei, e sub asediu. Da. Avem astfel de perturbații, de reglări climatice peste tot, din păcate. Coasta de vest a Statelor Unite va avea un episod de iarnă severă, iarăși. Deci sunt perturbări. Gândiți-vă că zona arctică se încălzește de două ori și ceva mai repede decât media globală. Ori asta introduce clar anomalii în sistem și zona arctică ne afectează, afectează Europa și inclusiv România în anotimpul de iarnă. Și mai mult de atât, ce vorbeam înainte de publicitate, despre faptul că ghețarii topindu-se ar putea să apară boli pe care le știam eradicate de foarte multă vreme, să fie și aici un pericol, dacă tot sigur vorbim despre coronavirus chiar, și alte trăsnăi pe chiar, care nu știm cum să le controlăm. Da, sau chiar boli necunoscute. Da. Aici e problema. Boli pentru care trebuie să faci studii foarte, foarte laborioase, să poți identifica ca tipul de agent, în așa fel încât să poți să faci pe urmă vaccinul. E destul de complicat. Ați văzut că nu imediat poți să ajungi să descifrezi structura unui astfel de agent patogen, în așa fel încât să poți găsi soluția rapid. Și când o găsești, trebuie pe urmă să ai capacitatea de a realiza la scară mare astfel de vaccinuri. E o problemă și toate aspectele vieții noastre sunt afectate de încălzirea globală și vedeți că lucrurile se accelerează, din păcate. E vreo parte bună? O parte bună trebuie să o găsim noi, în sensul în care evoluția speciei umane a fost punctată de schimbări climatice și de fiecare
fiecare dată omul, specia umană le-a depășit prin adaptare, dar adaptarea a însemnat, pe lângă selecția naturală, și mecanisme sociale, culturale, și acum ne trebuie o altă abordare culturală pentru a depăși acest moment. Odată depășit momentul, e clar că vom ajunge poate mai înțelept și vom trăi chiar și mai bine. Se poate trăi mai bine chiar în condițiile schimbării climei, putem să ne dezvoltăm, dar numai dacă luăm lucrurile în serios și numai dacă în mod sistematic răspundem acestor efecte pe care tot noi le-am creat ca un ucenic vrăjitor. Da, mulțumim foarte mult, revenim după publicitate, continuăm discuția. Vorbim despre încălzirea vremii, vorbim despre încălzirea la nivel global și despre cum este afectată agricultura, în special în țara noastră. Până la urmă, asta ne interesează. În legătură telefonică directă cu noi, domnul Valeriu Tabără, doctor în agronomie, fost ministru al agriculturii, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Cum ne afectează pe noi această încălzire a temperaturii? Poate că, cine știe, ar trebui să ne adaptăm, să cultivăm, nu știu, kiwi în loc de mere. Ce să facem? Ei, n-ajungem chiar acolo. Dar și aici nu este vorba numai de încălzire, este vorba de faptul că este o corelare între ce înseamnă încălzire și cantitățile de apă care cad. Problema cea mai mare acum la noi este lipsa umidității. Chiar dacă a plouat ceva în ultimele zile, nu este însă o ploaie care să asigure cantitățile de apă necesare pentru pornirea în vegetație a plantelor și mai ales pentru refacerea rezervei de apă a solului, care este extrem de importantă, mai ales pentru culturile de primăvară. Ce ar trebui Dar să facă? Încălzirea globală este o realitate și cred că colegii care lucrează în domeniul meteorologic și mai ales doamna Matescu și colaboratorii domniei sale, prezintă de câțiva ani buni dinamica aceasta a încălzirii și a schimbării climatice, mai ales în ultimii 10-15 ani, cu, iată, cu un record extraordinar de negativ în acest an. Temperaturi mai ridicate iarna și fără ploaie. Este o problemă mare. Ce ar trebui să facă ministrul agriculturii? Repet, nu e o discuție politică. Oricine ar fi el în momentul acesta sau pe termen lung, care ar trebui să fie strategia? Ca să nu ne prindă, în primul rând, ministrul agriculturii nu are pârghiile pentru a putea regla factorii aceștia climatici. Ceea ce avem însă de gând este ceea ce am discutat de foarte mulți ani și dumneavoastră știți disputele care au fost pe problema OMG-urilor, a biotehnologiilor și așa mai departe. Adică, sigur, se corelează două chestiuni extraordinar de importante, aceea ca prin lucrările solului să gestionăm apa în sol atâta cât este, iar pe de altă parte va trebui să mergem mai departe cu găsirea unor soiuri hibrizi chiar la animale care să aibă toleranță și chiar rezistență la factorii aceștia, să nu fie afectați. Aceste lucruri se fac prin metode de ameliorare care la această dată sunt cunoscute la nivelul mondial, în special în țările cu cercetare avansată. Din păcate, iată, la nivel european lucrurile nu se mișcă. Deși există constatări și se încearcă chiar politici de mediu de un anumit sens, dar fără să fie corelate foarte bine cu ceea ce înseamnă rezultate de cercetare de vârf care pot să aducă în producție, în posesia agricultorilor, acele forme care să fie tolerante și să fie rezistente la factorii de mediu. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, fostul ministru al agriculturii. Pe care dumneavoastră l-a spus, aceea a aduce și sigur de a încerca să aclimatizăm la noi specii care, iată, sunt pe zona aceasta mediteraneană sau submediteraneană, care pot să găsească locul în cultura plantelor noastre. Sigur, nu de a înlocui speciile pe care le avem în cultură, inclusiv în sistemul pomicol și viticol. O adaptabilitate, pur și simplu. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule ministru. Despre asta poate fi vorba până la urmă. Puțină adaptabilitate, pentru că e clar că n-ai ce să faci, mai ales ca mic proprietar de fermă, n-ai ce să faci. Trebuie să te adaptezi, trebuie să găsești o soluție. Din păcate, nu știu dacă la nivelul fermelor mici și mijlocii se aplică foarte multe măsuri de adaptare, de
regândirea tehnologiei, de schimbarea structurii culturilor, pentru că având suprafețe, majoritatea proprietarilor au suprafețe foarte mici, atunci și ei practic exclud sau sar anumite, să spunem așa, verigi din lanțul tehnologic. Și practic acolo e puțin probabil să se facă și schimbări tehnologice, să se facă și investiții, pentru că practic nu va exista randament pozitiv în ceea ce privește producerea de culturi agricole în cazul lor. Deschidere și din partea autorităților să-i ajute. Vă mulțumesc foarte mult! Da. Domnule Alexandru, punem punct aici discuției noastre. Rămâneți pe B1 TV. Ne revedem la fix la știri.